Vă salut, dragi prieteni, eu sunt Traian Voinea și astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre gogoșari. Am mai făcut un material video în acest sens cu foarte mulți ani în urmă și vă spuneam atunci că o cultură de ardei gogoșari se înființează relativ ușor, dar cu foarte multe eforturi în ce privește partea de întreținere a culturii, de, nu știu, udare, de îngrijire a plantelor de ardei gogoșari. Acela a fost un discurs. Azi am prilejul, după mulți ani de zile, să vă prezint și eu plantele mele de ardei. Nu am foarte multe, câteva plante, dar am zis de ce nu să vă arăt și dumneavoastră cât de frumos au plecat, s-au pus la drum plantele mele, cât de frumos au început să fructifice. Deci suntem la aproape de sfârșitul lunii iulie, mâine pe mine începutul lunii august și deja plantele de ardei gogoșar au început să fructifice. După cum observați, avem aici un ardei. Da? Acesta este soiul de ardei gogoșar Cornel pe care l-am cultivat mulți ani de zile și am ținut să uitați ce frumos arată. Da? Am ținut să vi-l prezint și dumneavoastră. Este un fruct destul de frumos, ca fruct, da, destul de mare, crește frumos. Plantele au început să fructifice, după cum observați, mai multe fructe aici, da, deci avem mai multe fructe și la poale și pe lăstarii superiori. Eu am făcut o mică mulcire la sol cu ce am găsit la îndemână. Uitați cât de frumos este. Ca să-l vedeți așa am pus. Uitați cât de mari o să fie. Doi, unul lângă altul. Și dacă se observă. Da? Deci tocmai ce au început să fructifice. O să venim mai aproape să-l vedeți și dumneavoastră. Uitați. Da? Am pus două rândulețe în micuța mea grădină de legume și sper să obțin gogoșar încât să știu să am să trec și eu de iarnă, să pun acolo la borcanel pentru consumul propriu. Deci plantele se comportă frumos la această dată. Uitați-vă aici, sunt încărcați, după cum se observă, da? Și pe vârfuri și mai micuți și mai mari. I-am îngrijit cu drag, pot să spun că nu am suplimentat solul prea tare, pentru că nu, așa cum am mai specificat și în alte materiale video, anul acesta nu am mai avut gunoi de grajd descompus, dar plantele se bucură de îngrășământul pe care l-am asigurat cu 2-3 ani în urmă, da? Ce a mai rămas? Desigur, pentru că ele, știți și noastră, extrag anda din sol, tot ce le trebuie pentru a crește și a se dezvolta. Așa că astăzi am zis să vă arăt și dumneavoastră ardeiul meu gogoșar, da? Am specificat, este la sfârșit de iulie, mai are timp să crească până, știu, toată luna lui august, da? Până ajung la maturitate, până se coc. Plantele se prezintă bine, cât de cât bine, nu pot să spun chiar foarte bine, pentru că au suferit stresul acesta termic, da? Foarte, foarte cald. Dar au ajuns la înălțimea corespunzătoare, are undeva la 80 de centimetri, da, ca plantă.
în înălțime, a început să fructifice, au flori foarte multe, eu nu le cârnesc florile de data aceasta, le las să fructifice până mai târziu în toamnă. După cum observați, pe jos am pus niște cartoane. A, uitați ce frumos este gogoșarul acesta. Am mai pus niște iarbă, am mai pus niște porumb pe aici verde, l-am tăiat și l-am lăsat să usuce și l-am lăsat să se descompună. Asta mai mult pentru a asigura umiditatea la sol, pentru ca solul să-și mențină umiditatea încât plantele să poată să asimileze microelementele din sol. Astfel s-ar fi întâmplat să altceva, știți și dumneavoastră ce, s-ar fi pătat, s-ar fi, dar dovadă că nicio fructă nu este pătată, nu am nicio fel de pată pe fructe, nici pe cele mici, nici pe cele mari, tocmai de aceea, pentru că știu să mențin solul rece, să fie ușor jilav, încât plantele să se bucure de această oportunitate. Cam despre asta este vorba. Atât a fost o prezentare a fructelor, deci soiul de ardei gogoșar cornel. Vă recomand cu drag dacă și dumneavoastră vreți să-l cultivați. Nu știu dacă v-am spus prea multe despre soi, dar crește foarte bine în vegetație, se dezvoltă frumos, frunzele, vedeți și noastră limbul frunzelor, sunt foarte, foarte late, da? Plantele sunt viguroase, fructele de asemenea sunt foarte, foarte frumoase, da? Când ajung la maturitate pot ajunge la 200 de grame, 250 de grame per fruct. Poți recolta după o tufă în jur de 1 kg, 1 kg jumate, poate chiar și 2, da? Asta dacă este foarte bine suplimentat cu un lei de graj descompus sau composturi sau ce aveți dumneavoastră la îndemână, o măraniță, spre exemplu, un sol bine afânat, da? Prevede lucrări de întreținere, sapă, moșuruire și alte operații cu caracter special, cum sunt copilirea, da? Și uneori chiar cărnirea vlăstarilor, da? Spre exemplu, pe tufa acesta, cum avem aici de ne ducem sus, puteți să veniți și să-i cărniți vârful acesta, să-l luăm așa, de sus până jos, puteți să mergeți și aici să faceți această rupere. Asta pentru ca fructele acestea să se maturizeze mai repede, să crească mai repede, dar eu nu fac această cărnire, pentru că am prea puține tufe ca să încep să mă ocup de lucrul acesta și prefer să nu fac aceste operații la ardeiul meu. Cam așa funcționează. Ce pot să vă mai spun? Pot să vă spun că sunt foarte mulțumit de el și că vi-l recomand și dumneavoastră cu cel mai mare drag. Asta în condițiile în care vreți și dumneavoastră să-l cultivați. Vă mai arăt încă o dată, ia uitați ce frumoși poate să fie gogoșarii aceștia, cât de mari, da? Foarte, foarte frumoși. Așa că, dacă știu v-a plăcut acest material, distribuiți-l și noastră mai departe. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a fi la zi cu noutățile. Vă mulțumesc încă o dată că ați stat cu mine. La revedere!